Suntem la tabăra de vară din Mălâncrav, unde peste 80 de copii participă în fiecare zi la 4 ateliere cu voluntari care vin din străinătate și din zone îndepărtate ale României. Noi avem o tradiție de 2 ani de zile, Fundația Horizon din Olanda ne sprijină să organizăm aceste tabere în 4 sate ale Transilvaniei. Suntem la a doua ediție a taberei de lectură din Mălâncrav și anul acesta s-au adăugat încă 3 tabere de muzică, tot așa în state din Transilvania, cu copii între 6 și 12 ani. Încercăm să promovăm joaca împreună, atelierele se desfășoară foarte drăguț, indiferent de vârstă, de etnie, toată lumea își găsește locul său aici. Și e un program foarte interesant de care suntem foarte mândri și de la an la an observăm progres în ceea ce privește pe copii. Voluntarii deja îi cunosc pe copii, revin cu drag în sat, s-au împrietenit cu ei, vizitează acasă și e o atmosferă tare plăcută. Bună, mă numesc Carisa, am 14 ani și locuiesc în Mălâncrav. M-am înscris voluntar în Mihai Eminescu Trust acum 2 ani de zile. Acesta este al doilea an în care fac voluntariat și lucrez o săptămână cam cu toți copiii din sat în fiecare vară. În continuare îmi doresc să particip la aceste activități în Asociația Mihai Eminescu Trust și chiar o să particip și anii următori. Ceea ce facem noi aici este să cumva să încercăm să îi aducem la oaltă pe toți copiii din sat și să îi ajutăm să se împrietenească cu toții, să învățăm lucruri noi. De exemplu, au ateliere de țesut cu o doamnă de aici din sat, mai au un atelier de sport cu un voluntar care a venit de la Brașov, au un atelier de lectură, fac o mulțime de lucruri practice și se distrează foarte fain și sperăm că cumva asta o să le aducă bucurie, da. Și pe plic se lipește timbrul ca să poată fi expediată și să ajungă la destinație. Și noi vom face astăzi niște plicuri. Știați? Da. Da, vom face imediat. Bună, eu sunt Sonia, am 9 ani și am venit la tabăra de vară, a doua oară. Îmi place foarte mult. Învățăm lucruri noi. Mi-a plăcut foarte mult la tușa pentru că am croșetat. Numele meu este Elena Pascu, am 62 de ani. Sunt cu cei de la Mihai Eminescu Trust, cam de 4 ani lucrez. Numele meu este Tușa pentru că acum 4 ani când am început activitatea la Trust, era nepoata mea și care îmi zicea Tușa și de atunci toți copiii din sat îmi spune Tușa și la soțul meu îi spune Unchiule. Aici învață să nu mai arunce gunoaiele, aici învață să salute, să vorbească frumos unii cu alții și cu ceilalți din jurul nostru. Aici cred că avem în jur de 70, 75, 80. În fiecare zi diferă numărul lor. Pentru mine, Mihai Eminescu Trust este ca o familie, cu tot voluntari în fiecare an colaborez cu cea mai mare plăcere și sunt la dispoziția tuturor.